Hei, hei, hei! Așa cum îmi spune și în titlu, o să verific gramajul și o să testez FP3-urile de la Fireshow. Avem aici mini pocnitoare, astea sunt cele de 3 grame, da? Imediat după ce au început să aducă propriile produse, cei de la Farfetch, pentru că înainte aveau produse de la Iorghe, ei erau importatori pentru produsele Iorghe în România. Avem aici feste 0,26, am fabricație 2015, 3 grame. Am aici și cutia. Da, NEC 3 grame, însă categoria era F4. Din păcate, pentru vremea respectivă. Pe urmă, am aici, din păcate, am doar cutia și am câteva bucăți de emițător de sunet. P1, 66 de grame, adică 3,3 grame pe bucată. Din ce am înțeles eu, mulți ziceau că astea erau cele mai reușite. Expirau în 2019. Avem aici și pentru test și pentru verificarea de gramaj. Pocnitoare de avertizare FS3. Și ,3 grame, da, vârsta minimă 18 ani. Așa, mai departe avem deja producție în 2019, 50 de grame per total, adică 2,5 grame pe bucată, emițător de sunet, categoria P1, FS3. Aici avem și un alt cod CX de la JR Fireworks, parcă producătorul Jingseng, de fapt Jingseng Fireworks. Așa. S-ar putea ca să tot modifică, se modifică producătorul, se modifică legile și atunci modifică și gramajele. Asta expiră în 2021. Emițător de sunet. ,5 grame. Așa. Și evident, cele mai noi sunt cele din tot din 2019, 70 grame, adică 3,5 ori 20 de bucăți, FS19. Este codul bară 1. Aici vedeți, deja este Liuyang Jimri Fireworks, apare alt producător, ceea ce vă spuneam mai devreme. Este P1, emițător de sunet, 3,5 grame, 2019. Și pentru cei care sunteți noi și nu ați mai auzit, la mine mereu am zis, sunt P1, legale în România. Dar asta nu înseamnă că sunt legale pentru a vă distra cu ele. Deci e o diferență între cer și pământ. Pământ, mă scuzați. Deci sunt emițătoare de sunet. Nu sunt petarde și nu sunt destinate pentru divertisment aceste produse. Deci orice din categoria P1 sunt destinate pentru a speria animale sălbatice, pentru a speria, nu știu, câini, dacă te atacă, poți să arunci cu chestia asta, să le îndepărtezi, dacă ești în pericol, pentru că există și emițătoare de sunet luminoase, cum au în trecut, cum au băgat și cele circoblițuri, da? Alea sunt emițătoare de sunet luminoase și atunci alea sunt pentru, nu știu, ești la munte, te-ai rătăcit sau
Ai căzut, te-ai lovit, e singur, nu te mai poți deplasa și atunci poți să dai cu chestii de genul. Sau am văzut că au apărut și rachete pe unul. Deci alea sunt rachete de semnalizare, probabil, da? Pe unul. Nu sunt pentru divertisment, evident. Nu doar la noi, în toată Europa. Pe unul nu se folosește doar pentru ce au fost ele concepute, ci se folosește și pentru divertisment. Acum fiecare cum consideră și dacă ești prins că te distrezi cu ele prin oraș, dai ca nebunul, o să ți iei frumos o amendă pe treaba asta pentru că nu le poți folosi pentru divertisment. Dar hai să trec eu la treabă. O să verific gramajele. Nu pot să filmez partea asta cu verificatul deoarece YouTube-ul mi-ar restricționa clipul. Și pentru asta o să verific eu, să desfac, o să verific gramajul și o să pun poză cu fiecare, nu știu, undeva la centru un col sau la sfârșitul clipului, văd eu cum fac montajul să fie ok, să înțelegeți care este treaba și, evident, o să și testăm fiecare produs. Bun, până atunci eu îmi fac aici treaba. Voi o să vedeți imediat ce urmează. Să vedem atunci. FP3 din 2015 este F4 și 3 grame. Super tare. După care cea de 3,3 grame, care este deja P1 și este FS3, pocnitoare de avertizare. Parcă asta s-a auzit mai tare. După care a urmat cea de 2,5 grame din 2018. Aici avem și data fabricației, tot pe 1. Mai slăbuț, deci evident este mai slăbuț. Și ultima este cea de 3,5 grame fabricate 2019. Avem undeva și aici avem 3,5 grame emițător de sunet. Deci este la fel ca și cea de 2,5. Evident, cea din 2015 a fost cel mai tare de 3 grame, după care cea de 3,3 care ați văzut în realitate la verificarea de gramaj care cât are. Bun, ne auzim imediat. Deci, pentru copiii care se tot ceartă prin comentarii, pentru că văd destul de des treaba asta că se ceartă unii prin comentarii cum că nu are 3 grame, are 2,5, are 3,3, are 3, sunt 4 variante. Acum o să vedem în 2020 ce o să aducă cei de la Fire Show. O să revină cu ceva super șmecher, tare. Bine, astea erau F4, dar foarte simplu le pot încadra la P1. Da, deci 3 grame. Sau o să rămână la varianta din 2019, ultima variantă,
care este la fel, deci pe hârtie are 3,5, la verificare de gramaj a avut decât 2, la fel și cea de 2,5. Să vedem cu ce revine Fire Show în 2020. Ceva tare din 2015 sau chestiile astea care sunt mai slăbuțe din 2019. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc toate cele bune. Pa, pa!